Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu partea a doua, o grămadă de aventuri în această etalare, alege setul de cărți, dar eu zic că merită sacrificiile, întreruperile, pentru că sunt cărți frumoase și e mare lucru în această perioadă să primim mesaje atât de faine. Spuneam că undeva, la un moment dat în aprilie, ori conștientizați că, de fapt, persoana care v-a intrat, cu care vă doriți o familie sau vreți să vă exprimați, sau vă stimulează să vă exprimați creativitatea, să descoperiți abundența, că asta înseamnă împărăteasa, scuzați-mă, probabil conștientizați undeva că, de fapt, este un profesor spiritual în viața voastră, un profesor care vă învață maturitatea, asumarea, abundența dintr-o altă perspectivă și este o experiență nemaipomenită. Este o experiență care v-a fost adusă în această perioadă tocmai ca să vă scoată din relațiile de compromis în care stăteați de prea mult timp. Masterul cred că este și un soi de... V-am zis, dacă nu e o persoană, poate să fie o idee. Conectarea la spiritualitate, despre care am vorbit mai devreme, prin conștiință și trezire spirituală. Dar eu simt că totuși e o persoană. Eu simt că e o persoană. E o persoană cu, eu așa-l văd pe Osho, aici văzând și luna și toată ploaia asta de stele, e un suflet bătrân, această persoană, nu contează că e femeie, că e persoană tânără, da, sau în care poate lumea vede doar o ființă jucăușă, da, ca în această carte, lumea poate să o vadă nesemnificativă sau doar o ființă jucăușă, dar este o forță creativă și spirituală deosebită care vă aduce echilibru în viață, vă completează yin și yang. Ei, și această experiență este nemaipomenită și începe să o apreciați, de fapt asta înseamnă maturitate, și asul de monede și regele de monede și regina de monede, orice ar fi, reprezintă valoare. Vă dați seama că este o experiență de valoare care merită să luptați și să o luați de la zero. Merită să luptați pentru această experiență, da? 10 de monede face parte din această familie a maturității, a creativității, da? Urmată de abundență. Dar am spus, e posibil că în această perioadă să trebuiască să așteptați, dar această așteptare este... Nu este o stagnare. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Simțiți că vi se apropie niște oportunități în viață speciale. Și undeva spre sfârșitul aprilie, poate chiar în mai, vă dați seama că vreți să aveți succes în această relație foarte intensă pe care o experimentați cu persoana respectivă. Vreți să o integrați în viața voastră, vreți să vă integrați în viața lor și nu doar atât. Nu doar atât. Vă doriți foarte mult să sfârșiți un capitol, să ieșiți dintr-un cerc vicios, da, de compromisuri, cum am spus mai devreme. Pentru că conștientizați și v-ați trezit că această energie extrem de creativă și spirituală este de fapt jumătatea voastră, yin și yang-ul vostru. Vă echilibrați focul, vă echilibrați emoțiile, latura masculină și feminină. Și împreună puteți străluci, s-ar putea să aveți ceva deosebit de făcut împreună, îmi arată și cărțile să le așez. Împreună, integrare, da? Puteți avea un succes deosebit la sfârșitul acestei situații critice prin care toți trecem.
Undeva prin mai, deja s-ar putea să împărtășiți unul cu celălalt această pasiune foarte intensă care s-a născut și se dezvoltă în această perioadă între voi doi. Sau, dacă v-am zis, dacă nu este persoană și este idee, să integrați cu succes și într-un mod rapid și creativ proiectul respectiv și să-l împărtășiți cu ceilalți ca fiind parte din voi. Vă dați seama că această idee, de fapt, era esența voastră. Voi poate ați fost în umbră, da? Ca o umbră, epuizați și la un dat renașteți. E un soi de renaștere, așa văd cărțile. Așa văd cărțile, un soi de renaștere. Dar, evident, poate să țineți de pasiune între două persoane. Da, v-am zis, îmi place să citesc cărțile un pic și altfel. Am zis mai devreme, repet, încă luptați mental dacă să rămâneți în compromisuri, da? În acele relații în care vă certați unul cu celălalt sau poate voi cu voi înși vă, așa, sau să luați de la zero. La sfârșitul, evident, la sfârșitul perioadei de izolare, de carantină, de ce ar fi. Vreți să vă dați seama că împreună suntem uniți, dar și împreună putem să facem, să vindecăm lumea și să facem o nouă lume, dar evident că împreună asta înseamnă să selectăm, că de fapt aceasta înseamnă și lecția acestei izolări, să selectăm oamenii din preajma noastră. Evident că lângă oamenii care ne epuizează, care ne virusează într-un fel sau altul și mental, spiritual, nu putem să ajungem la această totalitate, la această integrare, la această completare, la succes, la abundență. Da? Și atunci trebuie să luați de la zero, dar cu cine are experiență, cu cine vă aduce mai aproape de abundență. Și s-ar putea să fie o persoană cu care începeți, de fapt, o prietenie. Asta e similar cu doi de cupe. Sunteți două suflete perechi, da? Yin și Yang-ul. Uneia și celălalt. Yin și Yang-ul, două suflete, da? Doi de cupe. Dar cu răbdare, încetiniți un pic, cu răbdare, dragii mei, ajungeți la sursă, la soare și veți avea o trezire spirituală și o transformare, similar cu turnul, deosebită. Soarele. Încetiniți un pic, asta, oricum sunteți forțați de situație să o încetiniți, dar chiar și după, nu vă aruncați în în chestii riscante. Una e să o iei de la zero și alta e să riști. E o mare diferență. O să o iei de la zero într-o relație, dar nu înseamnă musai că trebuie să riști anumite, să faci anumite compromisuri. Doar ați învățat lecția asta compromisului. Prietenia asta, încet, încet, vă va duce către unitate. Unitate și creștere spirituală. Bucurie. Dacă sunteți bărbat, veți descoperi bărbatul adevărat din voi în preajma acestei persoane, da? Dacă sunteți femeie, veți descoperi bărbatul de care ați avut nevoie sau pe care l-ați visat toată viața. Pentru că soarele este o energie masculină. Se par niște cărți foarte frumoase. Bănuiesc că le vedeți în principiu. Succesul este aici. Dacă este să integrați ceva care ține de, nu doar de spiritualitate, pentru că împărăteasa reprezintă și conectarea cu natura, am zis de o viață naturistă, de un regim de viață naturist, creativ și naturist și spiritual, integrarea aceasta sau integrarea acestor chestiuni vă duce către vindecare, că succesul poate să fie și vindecare. Tigru uneori poate să fie o fiară, dar o puteți controla. Eu zic că, asta e și varianta aceasta, eu zic că împreună cu acest personaj, care ar putea să fie, poate împovestiți voi, cartea succesului este foarte asemănătoare cu puterea din clasicul tarot, da? Împreună puteți să fiți un cuplu de forță care
prin intensitatea pe care o emanați, puteți să împărtășiți, să împărțiți lumina pe care ați descoperit-o împreună. Chestiuni care țin o energie foarte pozitivă, oricum. Cam acesta ar fi mesajul pentru numărul 2. Îmi pare rău că s-a întrerupt legătura, dar eu zic că merită să ascultați până la sfârșit, pentru că au fost sunt mesaje foarte frumoase. Vă pup și ne auzim la următoarele etalări. Ok, dragii mei, continui cu numărul 3 și să vă arăt ce ați primit. Dragostea este peste tot în jurul vostru și sunteți protejați, însă cartea a venit invers. Și ca să o manifestați, în varianta ei normală, eu zic așa. Dacă poate ați avut așa un fel de a vedea lucrurile poate prea boem, prea idealist, într-adevăr, dragostea este peste tot în jurul nostru, însă în această experiență prin care trece întreaga planetă, noi învățăm că trebuie să selectăm grijă oamenii pe care îi ținem alături, altfel riscăm să ieșim de sub protecția divină. Mare grijă! Dragostea se poate manifesta nu doar în relații fizice, se poate manifesta pur și simplu prin unitatea în gândire. Și atunci nu este musai nevoie să ne întâlnim cu oricine, să dăm mâna și să ne pupăm, dar să avem acea exprimare prietenească cu oricine, exprimare fizică. Putem să o facem și la nivel mental, spiritual, ne putem ruga și putem exprima această dragoste și o putem primi. Eventual, dacă cineva nu este în preajma voastră, nu vă faceți griji, pentru că dragostea oricum circulă. Și primiți această vibrație de dragoste, de susținere, de protecție din partea celor dragi. 1 și 6 înseamnă 7. 7 este un număr spiritual. Vă transformați și nu oricum vă transformați într-o direcție spirituală. Am spus că dacă înainte vă plăcea să vă manifestați prietenia sau să primiți prietenie de la cei din jur, acum s-ar putea să fiți un pic mai precauți și să conștientizați că dragostea se poate primi și altfel. 1 și 6. 1 înseamnă corpul vostru fizic, 6 înseamnă casa a sănătății, a obligațiilor de zi cu zi, a tabieturilor. Prin dragoste, prin spiritualitate, că de fapt asta înseamnă dragoste adevărată, nu pasiunea, nu dorința, nu nevoile fizice. Dragostea e o chestiune spirituală, da? Dacă vă iubiți pe voi înșivă, casa 1, reușiți să vă protejați și sănătatea. Eventual trebuie să faceți mișcare. Și pur și simplu trebuie să conștientizați acest lucru. Dar cum am spus mai devreme, aveți grijă totuși cu cine vă întâlniți, pentru că deși dragostea este peste tot în jur, nu oricine vă oferă dragoste, da? Nu oricine vă oferă protecție și atunci trebuie să simțiți. Trebuie să simțiți. Și în momentul în care vă iubiți pe voi, atrageți oameni care se iubesc și care vă iubesc și care vă susțin sănătatea și, da, 1 cu 6, am vorbit de casa 1 și casa 6 a sănătății, dar casa 7 a relațiilor, da? În momentul în care voi sunteți sănătoși, voi sunteți bine, puteți manifesta și relații sănătoase. Și puteți să-i protejați într-un mod sănătos și înțelept. Și uite așa, vă dovediți de fapt dragostea. Au sărit următoarele cărți. 9 de fapt, asul de cupe invers și 9 de monede invers. Urmat de 2 de manuscrise, 2 de spade. Trebuie să decideți. Aveți o dragoste pentru cineva, posibil o persoană independentă, da? Posibil, că o fi semn de pământ, că o fi semn de apă, iar nu contează. Ideea este că nu puteți exprima încă această dragoste. Poate că din cauză, din motive financiare sau pur și simplu din niște blocaje la drum. Oricum,
Dacă nu puteți exprima, aveți un timp de decizii. Eventual, cred că unii trebuie să faceți și niște manifestări, niște intenții, dacă știți să faceți chestiile astea. Să scrieți cel puțin 2 cicluri lunare ca să puteți manifesta această nouă dragoste. Ori este în aer și încă nu se poate manifesta pentru că trebuie să renunțați la ceva sau trebuie să vă echilibrați voi financiar și emoțional. Cum am zis mai devreme, trebuie să învățați să selectați oamenii. Ori dacă deja o știți, posibil, unul dintre voi trebuie să decidă și să învețe să manifeste și să învețe să aibă viziune. Ia uite, unicorn, da? Să aibă viziune. Ia uite ce frumos, la capătul setului de cărți aveți îndrăgostiții. Da, e clar că sunteți îndrăgostiți de cineva. Ce frumos. Și totuși în spate aveți multe responsabilități? Este un semn de apă, sau poate voi sunteți semn de apă, oarecum supărat, care încearcă să se detașeze, care încearcă să aibă putere, dar la un moment dat toate aceste strădanii se vor transforma într-o întâlnire cu echilibrare emoțională și fizică, întâlnire cu acest suflet. Că sunteți voi și ei vă așteaptă, că îi așteptați voi, variază, dar ideea este că la un moment dat, după toată această așteptare, tristețe, vindecare, detașare emoțională care vă întărește, apare și roata norocului, da? Se schimbă lucrurile. Vom merge, nu vom sta tot timpul, nu vom fi tot timpul izolați. Vom ajunge și la un 6 de cupe, întâlnirea cu acest suflet. Vă veți bucura unul de celălalt, de cupele, de sufletul celuilalt. Vă veți echilibra viața și s-ar putea, foarte posibil pentru mulți dintre voi, să începeți o relație foarte stabilă care vă va transforma într-un mod profund întreaga lume și mai ales din punct de vedere psihic. Da? Din punct de vedere psihic va fi ceva ce nu ați crezut că puteți experimenta cu cineva. Hai să vedem. Amestec un pic cărțile. Setul numărul 3. Aprilie. Ia uite, roata norocului vrea să se arate. Eventual simțiți nevoia să călătoriți. Dar va trebui să aveți răbdare, să aveți putere. Iar se arată 6 de cupe. 6 de cupe. Ia uite, și se arată și regele de monede. Trebuie să aveți răbdare ca să manifestați această relație foarte frumoasă, foarte pasională, foarte telepatică, profund emoțională, dar să o manifestați întreide vă trebuie multă răbdare. Ați fost foarte răniți în dragoste până acum? 3 de spade. Și încă nu știți cum să manifestați această fericire, această bucurie, acest soare pe care îl simțiți în voi, dar nu știți încă. Trebuie să mai stați, mai meditați în această perioadă. Numărul 3. Aprilie. Ia. Aprilie 2020. Sunt curioasă. Ah, ce frumos. Temperanța a apărut și la numărul 1. Ha, ce frumos. Soarele. Fai, ce frumos. 3 de monede. 3 de pietre. 8 de spirale. Roata norocului iar se arată. Mai, se schimbă lucrurile. Se schimbă energiile. 3 de cupe. 5 de spirale. 5 de oglinzi. 4 de monede. Lumea. 6 de spirale. În aceeași poziție a fost și numărul 2. 6 de... succesul, 6 de bâte. Și regina de monede. La capătul setului de cărți, copilul divin sau marele preot. Vă conectați la spiritualitate, 6 de monede. Vă echilibrați viața, învățați să vă conectați
a copilul interior. Și să integrați asta în relațiile pe care le aveți. Și, uite așa, prindeți putere, ah, ce frumos, să merge, prindeți putere să mergeți și curaj să mergeți mai departe, către ce? Către împărăteasă, către abundență. Ce frumos, ce frumos. Să zicem că în prima săptămână aveți temperanța, soarele și trei de monede. Trebuie să vă echilibrați emoțional, să învățați să vă echilibrați spiritual, să vă transformați. Și văd de două ori soarele, probabil că și ego-ul trebuie transformat pentru unii dintre voi ca să învățați să colaborați, să colaborați cu persoana care vă este dragă. Încercați să aveți niște tratamente naturiste, văd niște vase, da, plante, tratamente naturiste, care vă susțin acest soare, această vitalitate, sănătatea, da? Ca apoi să manifestați soarele în relațiile cu ceilalți sau cu persoana dragă, în casă eventual. Să construiți o relație stabilă prin această experiență deosebită pe care o câștigați în această perioadă. Dar trebuie să vă temperați și să vă echilibrați și prin creativitate. Soarele înseamnă creativitate. Aveți și copilul divin, da? Copilul care se joacă, pictează, desenează, desenează mandale. Desenează mandale. Pictați-vă casa dacă nu aveți ce face în această perioadă. Fiți creativi. Vă temperați prin creativitate și vă construiți pe voi, cum am zis, la 1-1, da? 1 și 6, vă construiți pe voi și relațiile pe care le aveți prin creativitate, prin vitalitate, prin optimism, optimism și spiritualitate. Să zicem săptămâna a doua, 8 de spirale, roata norocului și 3 de cupe. Mesaj. Mesaje de la distanță sau de unde or fi, nu contează. Parcă sunteți bombardați de mesaje. Dar eu zic că mesaje care sunt predestinate să vă schimbe viața. Și să vă învețe, să stați împreună dacă eventual n-ați avut, nu v-ați simțit bine în preajma anumitor persoane, cum am zis eu mai devreme, din niște motive. Învățați prin creativitate și printr-o atitudine sănătoasă să manifestați acest mic Eden, da, în care mielul stă lângă leu, da, și lângă om, lângă copilul divin. Să manifestați acest mic Eden în viața voastră. Începeți să creșteți ca un pom către soare. Primiți mesaje de încurajare sau poate informații, poate și mesaje pasionale, variază de la unii la alții. Pentru unii s-ar putea să comunicați cu un capricorn undeva peste o apă. Unii, nu toată lumea. Chestiuni care țin de vindecare, cum am spus mai devreme. De fapt, ce înseamnă spiralele? Înseamnă evoluție. Trebuie să discutăm despre evoluție. Cum să evoluăm în această situație. Cum să creștem. Și cum să creștem împreună. Trei de monede și trei de cupe. Împreună e vorba de unitate. Să proiectăm, văd niște oglinzi, să proiectăm optimismul în sufletul celor din jurul nostru. Să-l descoperim în noi și să-l proiectăm, să-l reflectăm în ceea ce facem prin trei de monede și să-l proiectăm în sufletul celorlalți ca să-i facem și pe ei să crească. Zic, jumătatea lui aprilie ar fi 5 de spirale. Vă luptați un pic. Meditați. Și sunteți mai atenți cu banii. Blocați intrarea, poate că asta e și ideea, să stați izolați în casa voastră.
vă blocați un pic în casa voastră și faceți meditație, creștere spirituală, lucrați cu chakra inimii, cu conectarea la sursă, cu al treilea ochi, vă vindecați toate chakrele, Doamne ajută, Doamne ajută. Da, în această luptă cu virus, în această luptă cu tentațiile, cu situația prin care sunteți, dar aveți informații, aveți deja temperanță, aveți inspirație, că asta înseamnă temperanță, temperanța, inspirație divină, temperanța și soarele. Inspirație divină care vine pe calea unor mesaje și vă schimbă viața și vă ajută să vă vindecați în această luptă. Dar, evident, trebuie să vă blocați un pic și să aveți grijă la resursele voastre financiare. Să nu cheltuiți, vă puneți bine banii. Deoparte că o să vină vremuri grele. La sfârșitul lui aprilie, lumea sau psihicul vostru este cu totul altfel. Vă transformați, sunteți deja transformați. Simțiți că sunteți o altă persoană. Ați depășit această luptă. Aveți victorii în această luptă. Cu concurența, cu dușmanii, cu virusii, cu relațiile trecute, cu supărările. Aveți aceste victorii. Steagul acesta reprezintă steaguri victorioase. Și să sperăm că și lumea și psihicul lumii începe să se transforme, că de fapt noi suntem lumea, da? Fiecare din noi reprezintă. Spuneam că la sfârșitul lumii începeți un nou capitol în viața voastră, o nouă lume psihică în primul rând, în sufletul vostru începeți și apoi o manifestați în fizic cu creativitate. Începeți să creați lumea pe care vă doriți, în care doriți să trăiți. Posibil, am zis mai devreme, prin casa a cincea faceți artă, unii dintre voi vă pictați pereții, faceți ceva creativ, faceți muzică, poezie, citiți, scrieți, faceți manifestări, nu contează. Vă manifestați această victorie, vă ridicați deasupra lumii cu victorie, deasupra lumii prin care ați fost tentați, am fost tentați toți ăsta. Și poate, la un moment dat, veți mai plânge după toată situația prin care trece întreaga planetă, da? Dar veți înțelege că stând în casa voastră protejați, stând în mediul vostru, cu răbdare, așteptând, manifestați, da? Asta face regina de monede, manifestați stabilitate în casă și vă împliniți destinul. Și la un moment dat, mai încolo, mai în mai, că astea sunt cărțile de mai, veți avea și un început pasional cu cineva, posibil o persoană mai tânără sau un copil, dar cu răbdare toate lucrurile se întâmplă. Important este că și voi, de fapt toți, trecem prin această transformare și îmi place că au ieșit cărți frumoase la fiecare set de cărți. Cam aceasta ar fi etalarea pentru voi, dragii mei, numărul 3. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine, pa!